cu ce schimbări vine regulamentul general privind protecția datelor personale? Nu știu de unde să încep. Sunt foarte multe modificări pe care le aduce GDPR-ul. O să încerc doar să le inventariez pe scurt, pentru că discuția este interminabilă. În primul rând, vorbim de schimbări cu privire la mecanismul de informare a persoanelor vizate. Apoi vorbim despre modificări cu privire la consimțământ, condițiile pentru acordarea consimțământului. Chestiunea asta o să o discutăm puțin mai târziu. Vorbim despre obligația anumitor operatori de a-și desemna un DPO, adică un responsabil cu protecția datelor. Vorbim despre obligația operatorilor de a-și implementa mecanisme de evaluare a impactului asupra protecției datelor. O altă noutate este cea privitoare la raporturile dintre operator și împuternicit. Raporturi care vor trebui să aibă în vedere niște criterii mai clare, niște cerințe mai stricte și niște cerințe inclusiv în ceea ce privește împărțirea răspunderii pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în GDPR. De fapt, cea mai importantă modificare pe care o aduce GDPR este stabilirea unor sancțiuni mult mai mari. Asta în mare sunt modificările pe care le aduce GDPR. Este foarte mult de spus aici, este foarte mult de vorbit. De asta vom putea să ne ocupăm într-o altă discuție. Care sunt totuși cerințele de îndeplinit pentru a putea vorbi despre un consimțământ valabil? Consimțământul a fost discutat, analizat și sub imperiul actualei legislații. GDPR nu face altceva decât să implementeze acele recomandări, acele practici la nivelul autorităților de supraveghere a datelor cu caracter personal, care s-au implementat sau care s-au dezvoltat pe parcursul anilor. Iar în mare, modificările pe care le aduce GDPR și, practic, dispozițiile exprese care vizează validitatea consimțământului se referă la libertatea consimțământului. Practic, acum GDPR ne spune foarte clar ce înseamnă un consimțământ liber exprimat. Un exemplu ar fi faptul că dacă un operator obligă sau determină, forțează cumva consimțământul pentru prelucrarea datelor de prestarea unui serviciu, va fi clar un consimțământ despre a cărui libertate nu se poate vorbi. Vorbim despre transparența în ceea ce privește prelucrarea datelor, practic consimțământul, ca să fie liber exprimat, trebuie să aibă la bază o informare adecvată. Un alt aspect este caracterul neechivoc al consimțământului. Ce trebuie să facă operatorul ca să obțină un consimțământ neechivoc? Trebuie, practic, să aibă în vedere că acea exprimare a consimțământului trebuie să vizeze o acțiune clară, precisă, din partea persoanei vizate. Privitor la validitatea consimțământului este granularitatea. Dacă pentru a avea un consimțământ valabil, operatorul trebuie să se asigure că atunci când prelucrează date pentru diverse scopuri, asigură posibilitatea persoanei vizate să consimtă pentru fiecare scop în parte. Un fel de consimțământ catch-all clar nu va fi valabil din perspectiva GDPR. Un alt aspect relevant în ceea ce privește validitatea consimțământului este existența unui consimțământ explicit pentru anumite categorii de prelucrări. Și aici vorbim despre categoria datelor cu caracter special, cum ar fi datele de sănătate, datele privind condamnările penale, datele privind originea etnică, rasa, preferințele sexuale și așa mai departe.
validitatea consimțământului e exprimat de către copii. În cazul minorilor, GDPR vine cu o cerință suplimentară, cea a obținerei consimțământului de la părinți sau autorizarea acelui consimțământ de către părinți sau cei care exercită autoritatea tutelară cu privire la minorii care au o vârstă de sub 16 ani. Ce impact are noul regulament asupra consimțământului în cadrul relației angajat-angajat? Bun. GDPR vorbește despre faptul că atunci când între operator și persoana vizată există un raport de subordonare, consimțământul exprimat de persoana vizată trebuie privit cu rezerve. Este discutabil. În mod evident, în contextul relației angajat-angajator, putem vorbi despre un raport de subordonare. Totuși, acest lucru nu trebuie să inducă din start ideea cum că consimțământul exprimat de angajat nu ar fi valabil în toate cazurile, ci trebuie să analizăm situația de la caz la caz. Practic, ce întrebări ar trebui noi să ne punem ar fi, 1. Ce l-a determinat pe angajat să consimtă la respectiva prelucrare. De ce a exprimat el consimțământul pentru respectiva prelucrare și nu în ultimul rând, dacă respectiva prelucrare ar fi cumva în interesul angajatului. De exemplu, sigur, dacă vorbim despre o monitorizare a corespondenței electronice a angajatului, faptul că respectivul angajat a consimțit la respectiva prelucrare, induce într-adevăr ideea de consimțământ care nu a fost exprimat în mod liber, fiindcă nu putem vorbi despre un interes al angajatului în acel scop. Pe de altă parte, dacă vorbim despre faptul că angajatul a consimțit să fie, de exemplu, să fie anunțat, să-i se trimită remindere, mesaje de reamintire pe SMS în contextul în care contractase un împrumut de la angajator și îi se reamintea iminența scadenței unei rate, în acest caz putem vorbi despre un consimțământ liber al respectivului angajat. Vine o întrebare acum absolut naturală. Până la urmă, care este durata de valabilitate a consimțământelor valid obținute conform GDPR? GDPR nu prevede o durată de valabilitate pentru consimțămintele valid obținute. Totuși, industria se referă la necesitatea unei reînnoiri, a unei reconfirmări, a unor ratare consimțăminte la intervale de timp regulate în funcție de circumstanțele de fapt. În acest sens, ICO, de exemplu, entitatea de reglementare din UK, recomandă o reînnoire a consimțămintelor la un interval de 2 ani. Evident, momentul la care ar trebui să fie realizată această reînnoire depinde de circumstanțele de fapt. Însă, cred că barometrul care ar trebui avut în vedere pentru în acest scop ar trebui să fie interesele legitime ale persoanelor vizate. De exemplu, un operator de telefonie mobilă care obținuse în prealabil consimțământul persoanelor vizate pentru transmiterea de newsletter ar trebui să înceteze transmiterea unor ratare newslettere în ipoteza încetării relațiilor contractuale cu clientul. Cum trebuie să arate o informare conformă? GDPR impune cerințe suplimentare privind informarea persoanelor vizate. În primul rând, putem vorbi despre o suplimentare a elementelor cu care trebuie informată persoana vizată. Și aici aș aminti că ar trebui să informăm cu privire la durata de prelucrare, la identitatea DPO-ului dacă a fost numit, la temeiurile pe care le am în vedere pentru respectiva prelucrare. Dacă mă bazez pe o prelucrare pe interes legitim, trebuie să furnizez detalii privind respectivul interes legitim, etc. De asemenea, ca alt element de noutate se referă la noi cerințe de stil în ce privește informarea. Adică GDPR vorbește foarte clar despre faptul că informarea trebuie să fie clară, completă, dar concisă și accesibilă. Acum, o provocare foarte mare se referă la cele două cerințe care par cumva antagonice. Trebuie să-l informez complet,
dar totodată concis. Ca și recomandare generală, aș spune că trebuie să evităm, practic, informațiile nerelevante, informațiile expuse într-un limbaj foarte stufos și foarte ambigu, care, mă rog, au menirea câteodată de a lungi nota, respectiva notă de informare și a determina persoana vizată să zică ok, nu mai citesc respectiva notă de informare, e prea lungă. Din nou, o provocare suplimentară e legată de caracterul accesibil, adică eu va trebui să mă raportez întotdeauna la nivelul de înțelegere a persoanei vizate și să folosesc un limbaj simplu, da, care să poată fi înțeles de omul de rând.